Parte, să vedem pentru iepuri, Marian, care sunt ani? 51, 63, 75, 87, 99, 2011. La iepuraș, spunea Marian la începutul emisiunii că sunt vești mai bune și profitați acum, dragii mei, pentru că este și luna de aliat, fiindcă luna viitoare nu prea va fi bună, din păcate, adică terminarea, sfârșitul anului nu prea este grozav. De unde erau obstacole recente, acum se mai disipează, se mai elimină din ele. Nu mai întâmpinați obstacole atât de mari, ba dimpotrivă pot să apară oameni chiar de bine sau oameni cumva, deci bine intenționați sau cu sfaturi bune pentru voi și chiar cu ajutor la propriu, care pot să scoată iepurii dintr-o situație de mai grea sau de obstacol și să-i ducă spre o cale mai bună sau să le dea un sfat bun și să-i ajute. Pe de altă parte, există posibilitatea de a face niște bani, poate o posibilitate pe care nu o întrevedeați luna precedentă. Există clar perspective pentru așa ceva, dar, repet, trebuie să stați focusați. Deci acesta este un sfat al lunii pentru toată lumea, trebuie să învețe să se concentreze pe priorități. Se poate activa această stea benefică 6, care este o stea a norocului divin, a mentorilor, deci a ajutorului, prin, sigur că da, remedii, feng shui. Pe de altă parte, ceea ce trebuie să spunem este că norocul comunicării se simte cumva încă de la începutul lunii, adică de mâine, comunicarea se îmbunătățește și în cazul lor, sunt mai bine înțeleși, pur și simplu oamenii ceilalți înțeleg ceea ce vor să le transmită nativii. Este o lună mult mai bine, bună de a lega niște relații folositoare pentru nativii iepure și pentru mai departe, pentru viitor, și pentru a cere păreri și pentru a le și asculta, evident. Dar trebuie să nu vă grăbiți. De exemplu, dacă este vorba despre o relație de cuplu nouă, trebuie să nu aveți așteptări foarte mari. Să nu uităm că anul a venit cu această predispoziție destul de malefică, din păcate, a stelei 5 și aceea este la bază. Deci trebuie să nu avem așteptări. Dacă lucrurile se întâmplă mult mai bine decât ne așteptam, grozav. Însă trebuie să fim pregătiți și pentru mai puțin bine, de exemplu, luna viitoare, adică cum se poate înfiripa o relație de dragoste acum, este foarte posibil pentru nativii iepure, care sunt singuri sau care nu erau într-o relație de cuplu, iată că luna viitoare, fiind o lună și de penalizare, se poate produce o despărțire sau o separare. Și atunci e bine să nu avem așteptări foarte mari, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. În general, vreau să vă spun, făcând o paranteză, este o lună foarte bună pentru cereri în căsătorie și pentru logodne și căsătorii. Foarte benefică pentru aceste aspecte de dragoste și de a exprima sentimentele. Și, în general, pentru comunicare, după cum vedem. Adică pe mai multe aspecte. Comunicare și la job, deci în carieră, deci în plan profesional, în planul relațiilor afective, este totul mai bine luna aceasta. Pe de altă parte, spuneam, iepurii sunt, bineînțeles, ajutați de luna de aliat, luna de mistreț, și e bine să se folosească sau să facă lucruri mai multe în zilele de oaie, pentru că se închide triunghiul lor de alianță, și chiar și în zilele de câine o să se simtă foarte acasă, foarte așezați, o să se așeze niște lucruri în zilele de câine, da? Calendarele pot ajuta pe acest aspect. E bine să petreceți mai mult timp cu familia în zilele de câine, de exemplu. Asta v-aș sugera, pentru că, într-adevăr, o să simțiți o altă energie care chiar vă va da putere. Dacă ne gândim la iepure, să nu uităm că vine această lună cu această stea de metal, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă grijă la boli de piele și la boli respiratorii. Numai iepurii? Nu. Acela este sectorul de sănătate, deci cum știm, și fiul cel mare al casei. Da? Deci, puțin mai puțin fotbal, mai mult prea acasă.
Vreau să spun că toată lumea se plânge că este o perioadă dificilă. Da, trebuie să învățăm de la proverbele vechi care spun când plouă, plouă pentru toată lumea. Deci nu ești numai tu în situația asta. Din nefericire este o situație conjuncturală care nu ne-am mai întâlnit cu ea și o să ieșim la liman, că nu o să dispărem cu toții. În afară de asta vreau să vă spun, exact cum a spus și Anca, este o lună foarte bună de dragoste pentru iepuri. Au veniturile lor, se spune că vor crește, nu semnificativ, dar cu siguranță, în pași, în incremente cât mai mici. Ei trebuie să scape de anul acesta. Anul acesta este un an dificil pentru ei. Există remedii care pot să-i ajute să mai scape de probleme financiare, în sensul că să-i ghideze spre niște energii mai bune și pentru a întâlni oamenii potriviți. Asta ar fi de știut. Și în sectorul de est să fie sigur că da, plasate. Dragon? Dragonul 52, 64, 76, 88, 2012, 2024. Da, iată când se va trece în perioada nouă. Bun, dragonul are o energie, din păcate, a acestei stele de metal, în primul rând un exces de metal, care lui nu-i trebuie. Sincer, nu-i trebuie. Din păcate vine o stea nocivă, o stea malefică în această lună. Din păcate, nici mistrețul nu poate să-i ajute foarte mult. Nu, sigur, nu le pune obstacole mistrețul, dar nu-i ajută. Deci rămân cam singuri așa în lupta cu viața. S-ar putea să se simtă destul de singuri și nesusținuți. Aici este o problemă. Atenție și în cazul lor la comunicare. Acum, de data asta, ei pot să fie nebeneficiați pe comunicare, s-ar putea să fie prost înțeleși, mai mult de atâta, s-ar putea să se simtă trădați și chiar să fie, s-ar putea să fie foarte bârfiți. Nu că n-ar fi fost până acum, dar trădările, într-adevăr, nu prea pică bine. Și atenție foarte, foarte mare la posibile mici accidentări, pentru că, spuneam, este exces de metal și întotdeauna când se cuplează aceste două stele, pot să aducă mici accidentări. Asta implică pentru toți, pentru celor care conduc, atenție mărită în trafic, mai ales dacă mai vine și vremea, da, nu foarte bună. Atenție, nu numai în trafic, ne referim la mici accidentări care pot să provină de la, nu știu, coborârea unor trepte cu neatenție, da? Și, Doamne ferește, există, bineînțeles, depinde acum de ceea ce este în diagrama personală, dar la modul general, eu aș recomanda purtarea nuanțelor de albastru și negrul este benefic. Tocmai pentru a contracara efectele acestei stele malefice, care de obicei vine cu o anumită agresivitate în viața lor. Deci s-ar putea ca să întâlnească oameni mai agresivi prin modul de exprimare față de dragoni. Ei nu vor putea să stea așa, să vină toată această agresivitate spre ei și vor reacționa. Iar această reacționare s-ar putea să îi coste fie un serviciu, un loc de muncă, în cazul unora, deci pot să și-l piardă dacă nu sunt atenți, sau o enervare peste măsură care să-i afecteze cu sănătatea. Atenție lor și șerpilor mai ales șerpilor, la aparatul respirator și posibile afecțiuni de piele, pentru că aceste stele de metal asta aduc. Deci, sigur că ar fi foarte bine să folosească remediu caracteristic pentru steaua 7, iar în rest există competiție acerbă pentru dragoni. Deci s-ar putea să se confrunte cu o competiție neloială în această lună, din păcate. Se spune că e o lună de muncă pentru dragoni. Cu cât se vor adânci în muncă, parcă ignoră celelalte probleme. De ce zâmbesc este că de acasă era scris aici că ar trebui să nu reacționeze și ei la bârfe și vorbe urâte despre ei. Au o lună bunicică. De ce e bună luna asta? Pentru că le poate da
le poate da și lor o traiectorie mai bună în viață. Când Anca zice, atenție, da, e o provocare, vor avea provocări. Când Anca zice, atenție la accidente, accidentele astea, când ai mai mult metal, cum au, poate să taie ceapa la bucătărie și să ia și un pic de unghiuță în ea. Sau eu știu, adică nu trebuie neapărat, sigur, să ne gândim sunt accidentări, că o să cadă avioane, o să se revolte trenuri și chestii astea. Nu, domne, pot să fie mici accidente cu obiecte de metal. În afară de asta, vor mai fi afectate și fetele, dacă aveți o singură fată acasă, deci prima este, născută, fică, prima născută, fată. Ea este afectată și mai ales când vine seara acasă. Atenție, atenție seara acasă, pentru că pot... Nu uitați că tocmai vorbise mai devreme că femeile sunt puțin mai rău aspectate luna asta. Iată că fetele tinere pot avea mici probleme când vin seara acasă. Și atenție celor care lucrează în domenii de metal, deci în construcții, mai ales nativ dragon și nativ șarpe. Da? Atenție mărită la orice pas, aș spune. Bun, și nu uitați de remedii, pentru că vă ajută destul de mult să vă, să vă protejeze, în primul rând. Șarpele este 53, 65, 77, 89, 2001, 2013. Este luna semnului conflictual? Da. Este cel mai afectat. Da, este, dacă mă întrebați cine este cel mai afectat, este din păcate șarpele. Bine, și nici dragonul urmează... nu era prea... Da, da, dragonul însă nu este atât de afectat, adică nu există o lună de dușman pentru el, este doar o zodie care nu-i ajută, doar atât. Dragonul poate să se simtă și devitalizat, pentru că venind atâta metal, el fiind o zodie de pământ, pur și simplu nu mai are energie, nu are de unde să aibă energie. Deci dacă mă întrebați pe mine, luați și batoane de astea cu miere, aduceți-vă energie în viața noastră, vorbesc foarte serios. Vitaminizați-vă și energizați-vă cumva, asta se recomandă și nativilor șarpe, evident, mai ales lor. Lor primul lucru li se recomandă atenția la sănătate și să nu... Șerpilor, da? Da, nativilor șarpe, să nu intre în situații pe care nu le pot duce, pe care, din care simt că nu pot să iasă, dar sunt cumva introduși cu forța din exterior, în sensul că la locul de muncă li se cere un anumit aspect, da? Și simt că nu pot să-l ducă până la capăt și totuși de frică să nu-și piardă jobul, nu știu să spună nu. E, și în acel moment, tocmai acela poate să fie punctul sau să zic triggerul pentru a își pierde un job. Doamne ferește, sigur, nu toată lumea pățește la fel, dar dacă nu știm când să ne oprim și care este limita, atunci într-adevăr putem plăti. Nu este momentul să riscați sub nicio formă, nici în plan fizic, nici în plan emoțional, niciun plan, aș spune. Atenție la investiții. Nu este lună pentru investiții, nu este lună pentru a vă schimba locul de muncă. Nu este momentul să credeți că într-adevăr puteți să duceți totul la capăt foarte lin. Deci pot să apară obstacole. Pe de altă parte, există această energie care e și pentru dragoni a trădărilor. Deci vă puteți aștepta în orice moment până la urmă să fiți trădat chiar de un prieten. Deci atenție la așteptările pe care le aveți. Să nu vă așteptați să fiți ajutați de anumite persoane care de fapt în final constatați că vă trădează sau vă bârfesc sau vă invidiază, există o gelozie probabil acolo. Nu intrați în bârfe și nu le dați atenție, pentru că este singura cale de a scăpa și de a vă vedea de treaba dumneavoastră. Nu reacționați într-un mod negativ, în sensul că să răspundeți cu aceeași monedă în cazul în care vi se întâmplă, acesta ar fi sfatul meu. Ba, dimpotrivă, retrageți-vă și o să vedeți că le va fi ciudă, pentru că nu o să-i băgați în seamă, este cea mai bună atitudine, după părerea mea. Iar momentul pentru ambiții trebuie amânat, pentru că e clar că luna viitoare va fi mult mai bună. Vă puteți atunci desfășura cu tot ceea ce aveați în plan. Deci acum nu este momentul să începeți, da? Să începeți ceva. Nu este momentul pentru voi. Atenție la sănătate, în primul rând, aparat respirator, da, și
posibile probleme cu pielea, tot ce ține de aceste aspecte, sunteți mai sensibili, există predispoziții. Deci atenție, dacă apare vreo răceală, da, neapărat stați acasă în acel moment, nu mai riscați, nu vă mai duceți la muncă, nu mai ieșiți afară prea mult. Deci aveți grijă de dumneavoastră și de ceea ce doriți dumneavoastră. Este momentul în care trebuie să stați puțin mai liniștiți pentru a avea armonie, pace, liniște și a vă simți dumneavoastră în primul rând mai mulțumit și mai bine. Și dumneavoastră, șerpilor, vi se recomandă o mai mare energizare, adică vitamine, minerale, asta știm cu toții, știți dumneavoastră mai bine ce e de făcut și cum vă simțiți. Da? Și nu spuneți nu somnului, odihnei în general. Șerpii au, după cum am spus, o lună mult, mult mai slabă. Pot să caute ajutor la cocoși, care sunt prietenii lor, la triunghiul de alianță, care o duc foarte bine și pot să-i ajute. Nu pot să se ducă după prietenul secret, pentru că este maimuța care, săraca, o să vedem că și ea e cam afectată. Da. Dar pentru ei este o lună în care orice trebuie să fie nu. Nu trebuie să semnezi contracte, nu trebuie să începi un business, nu trebuie să începi o aventură, nu trebuie să începi nimic. Din cauza asta, lăsați luna viitoare, o să vă bucurați de ea, o să fie o lună pâine cu unt. Nu uitați de placa rinocer și elefant, aceasta ar fi cea mai importantă în sectorul vostru și chiar și amuleta. Și pe de altă parte, atenție totuși la relații. Puteți fi ajutați de familie fără doar și poate, dar atenție totuși la prieteni, pentru că aici trebuie să fiți puțin în expectativă, așa cum spuneam, pot să apară și deziluzii, dezamăgiri. Calul? Calul, să vedem anii. Anul calului este 54, 66, 78, 90, 2002, 2014. Luna noiembrie, să știți că e o lună destul de dificilă, pentru că apare o stea a proceselor și a certurilor, suprapusă peste energia anuală a bolilor. Asta înseamnă că pot să-și rupă relații, pot să se certe, pot să nu fie înțeleși în comunicarea pe care doresc să o aibă și iată, nu pot, sau nu sunt lăsați să o aibă, nu pot să ajungă la persoanele cu care trebuiau să vorbească și să stabilească niște termeni. Atenție, sincer, un sfat ar fi să nu semnați niciun act important. Nu este momentul nici să vindeți, nici să cumpărați cu prea mult succes. Pot să apară certuri sau dispute ulterioare. E bine să nu răspundeți provocărilor în comunicare și puteți, într-adevăr, să aveți parte de oameni care fie să vă plictisească, fie să vă agaseze cu întrebări, cu probleme. Încercați să evitați într-un mod frumos, pentru că nu vă trebuie, deci vă obosesc peste măsură aceste lucruri. Vă simțiți de fapt mai obosiți și voi ca ei și e bine să aveți ceva de protecție pentru relații în general, deci pentru protejarea relațiilor de orice fel. Atenție și în relația de cuplu, pentru că și acolo pot să fie mici dezamăgiri sau, să zic, suferințe interioare, probleme emoționale care pot să apară. Totul va depinde de voi, să nu dați curs anumitor chestiuni până la urmă minore, care se pot transforma în ceva major dacă dumneavoastră amplificați acea situație. De asemenea, există riscul de a munci mai mult, tocmai pentru că poate nu vă simțiți foarte satisfăcuți în comunicarea cu partenerul sau partenera de viață și să vă aruncați în muncă, da? Exact asta nu ar trebui. Și vouă vi se recomandă odihnă. Deci sunt câteva zodii care pot să sufere de oboseală accentuată, de imunitate scăzută, de o dezenergizare efectivă, acesta ar fi cuvântul cheie. Și singurul remediu se află la dumneavoastră, adică nimeni nu o să vă ia din exterior să vă tragă așa de ciuf și să vă ducă în pat, să spun. Sau să spună, du-te acasă și odihnește-te. Voi trebuie să știți care este limita și să spuneți, stop, acum mă opresc și mă duc să mă odihnesc. Și repet, odihna nu trebuie să fie neapărat prin somn, ci cum simte fiecare. Citește o carte. Îmi cer scuze, în care venim după publicitate.
Am revenit să continuăm, Anca. Oaia, o să trecem la oaie. Anii sunt 1955, 1967, 1979, 91, 2003-2015, în luna de Mistreț, deși se confruntă cu o stea extraordinar de proastă, din păcate, iată că este zodia Mistreț la putere, aliatul lor, și de aici le vine o speranță și le vine ajutorul. Pe de altă parte, steaua anuală este una bună, însă nu trebuie să trecem cu vederea că în această lună pot să dea de obstacole, pot să dea de probleme. Și așa cum spunea Marian, este sectorul femeilor, deci femeile native pot să fie ceva mai afectate decât bărbații. Există un pericol de îmbolnăviri și în cazul lor sau de probleme de sănătate. Există un, să spunem, un obstacol pe partea financiară și chiar și pe partea de relații, adică în acest aspect al relaționării, al comunicării în cazul lor. Deci, după cum vedeți, sunt câteva zodii foarte beneficiate pe comunicare și altele extrem de nebeneficiate pe comunicare. Oaia face parte din cele care pot să aibă probleme în comunicarea cu toată lumea. Din fericire, oaia face parte din triunghiul diplomaților. Asta înseamnă că ei știu și când să vorbească și cum să se exprime, adică au de obicei răbdare și știu să, cu înțelepciune să treacă printr-o situație. Totuși, unele situații se pot agrava, de fapt îi agravează pe ei, ei se pot enerva, ei se pot, pot fi cumva reduși la tăcere de anumite replici care pot să-i doară foarte tare sau pot să îi afecteze pe altă parte, deci într-un registru, să zicem, emoțional. Și ținând cont că este steaua dezastrelor și a distrugerilor, așa se numește, la putere în această lună, sigur că le-ar trebui un remediu să-l poarte cu ei. Apoi, sectorul acesta de sud-vest al casei ar trebui cumva controlat, da, printr-un remediu feng shui. Și pe lângă toate acestea pe care le-am spus, problemele mai acute pot să apară în cazul relației de cuplu, pentru că, să nu uităm, ei sunt patronați de o stea anuală a dragostei și a învățăturii și acum vine o stea care îi destabilizează exact pe aceste laturi, pe aceste aspecte, pe învățătură și pe dragoste. Deci atenție la relația de cuplu, atenție la procesul de învățare în cazul copiilor nativi oaie. Da? Pentru că ei s-ar putea să nu mai aibă chef sau să nu mai aibă răbdare, să fie mai răzvătiți. Va trebui să ne grăbim puțin, da, pentru a... Trecem la maimuță, pentru că acestea au fost esențialele pentru oaie. Maimuța în 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Din păcate, împart aceeași energie cu nativii oaie și răspund într-un fel cu totul diferit de nativii oaie. De ce? Pentru că luna nu-i beneficiază deloc. Deci dacă nativii oaie sunt ajutați de luna de Mistreț, fiind aliatul lor, ei bine, Mistrețul nu-i ajută deloc pe nativii maimuță. Deci maimuțele sunt mai afectate decât nativii oaie, din păcate, pentru că Mistrețul este un dușman nevăzut, să spunem așa, un dușman cumva ascuns sau într-un moment cheie, când spuneau și ei că le merge mai bine, Mistrețul poate să atace. Știm foarte bine că Mistrețul, fiind prietenul secret al dușmanului maimuței, automat este și pentru ei dușman. Dacă trebuie să meargă în spații publice, clar trebuie să se protejeze în toate felurile pe care deja toată lumea le știe. E bine să evite spațiile aglomerate. Eu v-aș recomanda să munciți de acasă, dacă se poate, iar persoanele vârstnice native maimuță să evite să iasă prea mult afară, doar pentru o plimbare. Deci aș evita chiar și magazinele pe cât posibil. Nu vreau să sperii, dar nu este o lună favorabilă. Este, din fericire, ultima nefavorabilă din anul acesta pentru nativii maimuță. Anul n-a fost rău, nu e chiar rău, este un an de aliat. Asta i-a ajutat să treacă prin acest an destul de bine, zic maimuța eu. Maimuța va face mai puțin bani luna aceasta, însă ele trebuie să fie foarte atente la condus. Foarte atente, pentru că au cea mai mare predispoziție de a avea probleme. Pentru nativii cocoș. Cocoșii sunt născuți în 57, 1969, 1981, 1993, 2005 și 2017.
Din fericire, în sfârșit o lună mai bună, nu că i-ar ajuta mistrețul, dar aveți steaua victorilor și a succesului, care contează. Și nu numai că ea vine foarte bine aspectată, fiind hrănită de sectorul cocoșului, deci ea vine în forță și ajută, dar creează, cum spunea Marian la începutul emisiunii, suma 10, care înseamnă, este o energie ajutătoare din mai multe puncte de vedere, dar primul aspect pe care ei sunt beneficiați este planul profesional și chiar și planul financiar, care se mai redresează. O să apară vești bune sau o veste bună care e cheia acestei luni, ceva îmbucurător, ceva care le dă putere, sau o persoană, poate să fie o persoană de ajutor. Este, iată, ei chiar nici nu au nevoie să se întovărășească cu vreo altă zodie, ei înșiși pot să ajute pe alții. Practic au un succes de câștig, spune că apare norocul câștigului, da? Și al prosperității chiar. Trebuie să nu uităm că aveți acea casă a cimitirilor, casa in, tot acest an, deci atenție în continuare la sănătate și la cei vârstnici din familia dumneavoastră, dar eu v-aș recomanda niște mici perioade de recreere, pentru că n-a fost un an ușor pentru nativii cocoși până acum. Și nu este nici o lună prea ușoară în luna decembrie, astfel încât acum să profite de ocazie și să-și mai ia puțin timp liber, dacă pot, să se mai recreeze și să mai meargă pe afară, să exerseze sau eu știu, fiecare cu ce are plăcere mai mare. Pe planul relațiilor, să știți că lucrurile sunt îmbunătățite. Dacă aveți și o atitudine pozitivă, chiar lucrurile se schimbă în foarte bine. Și puteți chiar să câștigați mai mulți prieteni sau o relație nouă poate să apară. Același lucru ca și la tigrii, în Ardeal era un proverb, nu trebuie să cojești ouă la lume. Adică dacă cineva vă atacă, trebuie să răspundeți. Nu aveți de ce să duceți această problemă cu dumneavoastră. În rest, o lună foarte bună, cu toate că ați fost afectați luna trecută, adică luna aceasta de steaua bolilor, accelerată, tot ce era mai prost ați avut dumneavoastră. Nativii câine, născuți 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 și 2018, o lună exemplară, foarte frumoasă, de redresare și de beneficiu în general pentru cei care sunt foarte activi. Ambițiile lor se pot duce la bun sfârșit în această lună. Este o lună cu oportunități în general, vorbind și pe prosperitate și pe planul profesional și în planul relațiilor, a relațiilor în general. De asemenea, ceea ce vă propuseseți luna trecută și nu ați reușit să terminați, să știți că acum poate fi dus la bun sfârșit și să fiți și remunerați așa cum trebuie sau măcar apreciați la adevărata valoare. Este într-adevăr o stea de accelerare, de multiplicare a energiei prosperității anuale. Pe de altă parte, ceea ce este extraordinar în beneficiul vostru, apar mentori, apar oameni de bine și pentru voi în viața voastră și voi înși vă puteți să-i sfătuiți pe alții de foarte bine, puteți să-i ghidați pe cei tineri sau mai tineri decât dumneavoastră înspre ceva foarte bun, de exemplu pe copiii dumneavoastră sau rudele dumneavoastră sau chiar prieteni. Ce vroiam să vă spun este că în luna de mistreți câinii se simt acasă, se simt în elementul lor. Este cea mai bună lună pentru un nativ câine, fie să se căsătorească, fie să facă o declarație de dragoste, fie să își facă o relație nouă, da, să-și o relație pentru a forma un cuplu. Ceva foarte frumos se poate întâmpla. Iar, repet, dacă sunteți singuri, sigur, acum e mai greu cu socializarea, dar, sincer, se poate socializa, iată, și pe rețele de socializare. Există multiple variante de a ieși cumva din zona aceea de confort în care poate au stat luna trecută și să fie puțin mai expansiv, pentru că lucrurile se îmbunătățesc pentru ei din toate punctele de vedere. Câinii, deși au o lună foarte bună, a face prosperitate este ca și cum participă la o cursă cu obstacole. Trebuie să sară peste foarte multe obstacole. În afară de asta, pot fi ținta unor
critici care le va afecta modul de viață și câți bani fac. Atenție foarte mare la acest aspect. Deci, competiția și în cazul lor este destul de acerbă, însă ei o să poată să depășească obstacolele și să ducă la bun sfârșit luna aceasta. În mod clar, este una foarte bună și, din fericire, veștile sunt bune pentru ei și pentru sfârșitul anului, pentru luna decembrie. O să vedeți, chiar dacă e luna de șobolan și le mai pune niște obstacole, sunt prea puternice stelele ca să poată să fie opriți. Mistreții, nici ei n-au o lună proastă. Anii sunt 59, 71, 83, 95, 2007-2019. O lună bună este luna lor, lună în care ei se simt foarte energici și foarte plini de zel și de putere. Atenție, există niște penalizări pe sănătate, dar nu mari, nu mari. Din fericire, energia anuală cuplată cu cea lunară îi ajută și trec peste orice fel de obstacol de acest gen. Atenție doar la problemele de sănătate foarte vechi, care, să zicem, îi macină de multă vreme pe unii dintre ei. Acolo, într-adevăr, trebuie mai multă grijă, dar nimic altceva, adică nimic nou, în mod normal, nu ar trebui să apară în sensul rău al cuvântului. Deși nu au încredere în ei înșiși, noi sfătuim să aibă, pentru că este o lună cu prosperitate, o lună mai bună pentru a face schimbări în plan profesional, în planul carierei. Totul este să pășească cu încredere. Iată, începând de mâine, chiar dacă este weekend, toate ideile lor trebuie cumva să încerce să le pună în practică, altfel rămân acolo, undeva scrise sau în mintea lor și nu se întâmplă nimic. Deci trebuie neapărat să acționeze. Și într-un mod ferm, într-un mod foarte clar. De asemenea, au noroc în dragoste și ei, relația se îmbunătățește și relațiile, în general, de tot ce înseamnă comunicare este foarte bine aspectată, comunicarea în cazul lor, atât la locul de muncă sau, mă rog, în plan profesional, cât și în planul relațiilor afective. Pentru cei care sunt în afaceri, de asemenea, se creează o legătură mai strânsă cu partenerii de afaceri și pot să negocieze cu succes și ei și nativii câine. Deci, tot ce înseamnă plan financiar poate să sufere o îmbunătățire. Deși sunt în același sector cu aceastea ca și câinele, vreau să vă spun că ei beneficiază mai mult de steaua asta a prosperității. Este o lună foarte bună dacă ne gândim la prosperitate pentru cei din zodia Mistreți. Problema lor majoră este să nu devină răzbunători. Pentru că în conjunctura în care există un nativ Mistreț într-o lună de Mistreți și mai intră într-o zi de Mistreți, poate să facă acte necugetate. Așa că mai bine să se calmeze. În afară de asta, acest sector să nu uităm că aparține și mentorilor și conducătorilor care vor avea o lună relativ bună. Relativ bună. Da, deci lideri nativi mistreți și spunem, Marian, în zilele de mistreți vă puteți folosi de calendar. Atenție mare și la sănătate, tot ce ține de aparatul renal, da? Dar, de asemenea, încercați să nu fiți impulsivi, să vă controlați impulsivitatea în zilele de mistreți, da? Pentru că acolo se creează niște penalizări și, practic, s-ar putea să fie unele persoane care să nu înghită sau să nu le placă modul dumneavoastră de a acționa. Și atunci, din impulsivitate puteți cumva să reacționați negativ sau să vă răzbunați chiar fără să vreți pe acele persoane. Deci atenție la aceste efecte. Aici este, să zicem, un punct puțin mai sensibil. Din fericire nu sunt multe zile de mistreț într-o lună, da? Așa cum din fiecare zodie sunt cam în mod egal. Cam asta ar fi așa în mare pentru nativii fiecarei zodii. O concluzie, Marian, pentru emisiunea din această seară. O lună mult mai bună. Oamenii poate vor veni și cu picioarele pe pământ să nu mai facă comentarii imbeciloide, dar în rest ne așteptăm să o ducem din ce în ce mai bine. Mistrețul ăsta poate să ajute, numai că nu vom fi obișnuiți, dacă ne luăm după mistreț, să mergem direct la țintă, ci vom face diverse ocolișuri Ocolișuri, da. și vom pierde timpul. Deci, ce spuneam la începutul emisiunii, să ne concentrăm. Ne trebuie focusare, ne trebuie concentrare pe ceea ce ne trebuie, pe ceea ce știm noi că avem nevoie. Unii cu locul de muncă, alții cu sănătatea. Deci,
clar să învățăm să ne știm prioritățile, să le respectăm și să nu ne aruncăm, să ne disipăm energia în mai multe aspecte, ci să urmărim unul, să-l rezolvăm pe acela și apoi ne apucăm de celălalt. Asta ar fi. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile din această seară. Ne revedem și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună!